poate și obligă. Este noaptea de înviere. Fiecare dintre dumneavoastră a primit mai mult sau mai puțin vrednic acest mare praznic de mântuire pentru fiecare dintre noi al învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar cum vom citi în interiorul bisericii peste câteva momente, un cuvânt de învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur, și cel din urmă ca și cel din tâi, și cel păcătos, și cel care este mai puțin păcătos să se bucure, este praznicul care pe fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vă satisfacă din punct de vedere sufletesc și pe care este bine să-l primiți așa cum se cuvine. Dacă ați ținut sau n-ați ținut cu post, dacă ați fost mai bun sau ați fost mai puțin bun, în perioada aceasta premergătoare acestei sărbători, Dumnezeu să ne ierte pe fiecare dintre noi pentru tot ceea ce am greșit. Dar haideți să nu greșim mai mult decât trebuie. De ce vă zic lucrul acesta? Și mă refer la tinerii care sunteți majoritari acum de față aici. Nu uitați că ați venit să luați nu numai lumină, ci dintre dumneavoastră o parte ați venit să luați și Paștele, pe care ar trebui să înțelegeți că nu-l puteți lua oricum. Dacă până mai acum o oră a stat în vreun restaurant, a fost la discotecă, cine știe unde ați mai fost, dacă ați venit la biserică și ați mâncat gumă, sau ați mâncat, sau ați băut, sau altceva rău ați făcut, este bine să înțelegeți că este foarte de folos pentru dumneavoastră să luați Paștele acasă și mâine dimineață, după ce vă spălați, după ce vă spălați, vă spălați și vă închinați să-l luați așa cum se cuvine. Căci vă fac cunoscut că cel care nu-l ia așa cum trebuie, își ia lui o sândă și nu este bine. Sigur că da, fiecare dintre dumneavoastră vă simțiți avizați mai mult sau mai puțin. Mai rău este de aceia care, în loc să vină să fie alături de noi, stau la televizor sau știu eu unde în altă parte, când putea să fie oriunde, la orice biserică, fără să fie obligat să se ducă undeva sau altundeva, decât să-și cheltuiască viața stând în patul lui și ascultând slujba. Nu este același lucru. V-am spus, aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți priveliștea pe care o avem în noi acum noi aici. Hristos a înviat! Amin!